În ultimile zile, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au desfășurat mai multe acțiuni specifice pe linia prevenirii și combaterii braconajului piscicol, pe raza județelor Călăraș, dar și Teleorman. 4 cetățeni români care pescuiau în perioada de prohibiție cu unelte de pescuit interzise de lege au fost depistați de polițiști. Asupra celor 4 s-au descoperit 64 de kilograme de pește, 3 plase de pescuit din fir textil, 3 plase de pescuit din nylon și un crâsnic. Peștele a fost ridicat în vederea confiscării și predat unor societăți comerciale de profil în conformitate cu prevederile legale, iar în toate cazurile polițiștii de frontieră au întocmit dosare penale.